Avem conținutul scrisorii deschise trimise de Nicolae Ciucă către cele două partide, PSD și USR. Îi rog pe colegii mei când pot să afișeze pe ecran acest conținut. O să citesc: stimați lideri politici, stimați parlamentari și membrii de partid, România este astăzi într-o situație grea din punct de vedere medical și politic. Situația legată de creșterea prețurilor la energie electrică, gaze și alimente, precum și implementarea PNRR, ne îndeamnă la cumpătare politică și responsabilitate. Epidemia COVID-19 continuă să afecteze puternic țara noastră, sute de vieți de români se pierd în fiecare zi din această cauză, mii de oameni se îmbolnăvesc zilnic și suferă. Creșterea prețurilor la energie reprezintă o provocare internațională, dar care are efecte serioase și asupra românilor. De 3 săptămâni, țara noastră funcționează cu un guvern interimar, iar o primă tentativă de rezolvare a crizei în care ne aflăm a eșuat săptămâna trecută. A doua încercare, a cărei responsabilitate mi-a fost încredințată în urmă cu 5 zile, se lovește, din păcate, de un blocaj sever. Cel mai important lucru pe care îl pot face acum este apelul la conștiința dumneavoastră de cetățeni români, la patriotismul și rațiunea dumneavoastră. Vă chem acum să treceți peste rezervele politice pe care le aveți și să-mi dați șansa de a pune în practică un program imediat pentru depășirea acestei perioade critice. Ceea ce vă propun este un armistițiu politic, să dăm șansa României să respire și să se vindece, să-și adune forțele și să-și recâștige încrederea în viitor. Un astfel de armistițiu nu ar însemna abandonarea valorilor și intereselor politice ale partidelor parlamentare, ci prioritizarea unor valori și interese mai înalte care privesc toți cetățenii și întreaga țară. Știu din experiența mea profesională că armistițiul se discută și se convine nu între prieteni, ci între adversari, între grupuri cu orientări și interese uneori profund divergente. Un armistițiu nu e înfrângere și nici victorie, nu este abandon și nici supunere. Un armistițiu este un demers rațional și moral care dă o șansă bunei înțelegeri, având în vedere interesele generale mai importante decât cele ale fiecărei părți. Cred cu adevărat și vă mărturisesc că un armistițiu politic este soluția pentru ieșirea României din această criză. O astfel de soluție poate nu va fi complet mulțumitoare, spune Nicolae Ciucă, pentru unul sau altul dintre partidele parlamentare, dar vă asigur că ea va fi mulțumitoare pentru România, care e mai importantă decât oricare dintre noi. Vă asigur că voi continua să-mi îndeplinesc cu responsabilitate mandatul încredințat pentru formarea unui nou guvern și să fac eforturi stăruitoare până în ultimul moment pentru succesul demersului meu. Este scrisoarea dată, momentul de față, publicității, trimisă de către Nicolae Ciucă, momentul de față, către PSD și PNL. Domnule deputat, cum vedeți acest armistițiu? USR aprobă un astfel de act? În primul rând, e normal când te crezi Superman să ceri